că în viață poți să câștigi sau poți să înveți. Deci Ok. nu e nicio problemă. Sunt experiențe faine care te formează. Până la urmă, îți dai seama că eu de multe ori mi-am pus întrebarea ce s-a întâmplat, am încercat să analizez anumite lucruri, dar e bine că am ajuns până la urmă să am și experiența respectivă, știi? Adică poți să faci o greșeală, poți să faci o greșeală în Liga 4 și Ok. o știi numai tu sau să nu știi nimeni și poți să faci o greșeală pe Anfield. Se mai întâmplă. Eu chiar după am urmărit și am observat că unii dintre jucătorii chiar de la Liverpool au făcut niște greșeli de genul celea care am făcut-o eu. Au vrut să paseze cu portarul pentru că în ziua de azi ați observat, adică în ziua de azi. Și atunci când jucam eu, deja jocul cu portarul era ceva normal să inclus și portarul în posesie. Am făcut o greșeală tehnică, am lovit mingea prea încet, a ajuns mingea la jocol și el a marcat. Ca și context, este într-adevăr plecarea antrenorilor, nu pot să zic că m-a avantajat, pentru că a venit un alt antrenor care avea alte planuri. Da? Nu cred că eram neapărat inclus în planurile lui, dar De ce asta a fost, spui dacă că eu nu crezi că erai jucam. neapărat inclus în planurile lui? Cum simți? Pentru că în momentul în care a venit, am înțeles că s-au cerut, nu știu, vreo 7 sau 8 jucători de la Unirea Urziceni. Ah, ok. Printre Bun. ei erau și fundași centrali sau fundași centrali. Și atunci era Galamanți, clar că parcă. era nemulțumit. Dacă aduci fundași centrali, înseamnă că ești nemulțumit de sau vrei să schimbi ceva în zona respectivă. Da, cam asta a fost. A Ăsta era fost o contextul. greșeală. Da? Vreau să te întreb ce simte un fotbalist când dă o pasă într-un meci cu o astfel de miză, un meci cu expunere în primul rând, pentru că toată lumea era cu ochii pe televizor să vadă Steaua jucând în deplasare cu Liverpool și când realizezi că o gafă, o pasă greșită a ta duce la o deschidere rapidă de scor, realizezi momentul sau zici, bă, mă ridic, încerc să fac ceva. Ce ai simțit în momentul ăla? E foarte greu. În momentul respectiv, mai ales pentru fundaș, Da? te simți, sau cel puțin pentru mine, eu mă simt foarte responsabil, așa am fost toată cariera, de fiecare dată îmi doream, în primul rând, să nu ia gol echipa. Și dacă mai și lua gol echipa din greșeala mea, Ok. simțeam o presiune mult mai mare. În momentul acela, nu știu, pentru vreo 10 secunde am simțit așa că se dărâmă stadionul pe mine, dar după aia am zis, ok, e secunda 30, am greșit. Da. La fotbal, cam așa se marchează golurile. Cineva trebuie să greșească. N-am ce face. Trebuie să joc până la final. Da. Vine viitoarea minge la mine. O să încerc să joc cât pot de corect. Și asta este. Trebuie să treci peste momentul respectiv. Dar a fost într-adevăr un moment greu. Dar se întâmplă și momente de genul acesta în cariera unui fotbalist. Fotbaliștii, alți fotbaliști descriu momentul ăsta că simți că ți se scurge tot sângele din tine, așa, se scurge sângele din cap, din picioare, rămâi efectiv, rămâi fără sânge în tine în momentul în care se întâmplă o astfel de greșeală. Da, este o trăire intensă. Simți așa că, nu știu, ai dezamăgit pe toată lumea, că ai muncit degeaba atâta timp, dar da, n-ai ce face, n-ai ce face. Până la urmă, asta e și frumos la fotbal, că vine meciul următor sau vine Da. faza următoare în care tu poți să demonstrezi altceva. Trece repede. Totul este foarte intens, dar Da? este și foarte rapid.